Bine v-am regăsit, dragi mumici! Astăzi vorbesc despre a cincea boală a copilăriei. Când am scris despre ea pe Instagram, mumicile mi-au trimis mesaj și zice: care este a cincea boală a copilăriei? Care o fi? Că știm despre varicele, despre restul bolilor. Da? Care este a cincea boală a copilăriei? Păi a cincea boală a copilăriei este a cincea boală a copilăriei. Nici o oară de numire, așa se și numește a cincea boală a copilăriei, pentru că sunt doar cinci. Eu mai vorbim despre altă boală copilărie, cum ar fi varicela, prin care a trecut Noa și Lucas. Am vorbit despre cum am trecut peste acele clipe nașpa, în care Lucas a avut o varicelă foarte complicată, la Noa a fost floare la ureche. Și acum să vorbim despre a cincea boală copilărie pe care mulți părinți nu știu, despre care mulți părinți nici măcar nu știu, despre care copiii voștri poate au și trecut prin această ceva și voi nu știți, pentru că și am fost cu Lucas la doctor și mi-a zis că de fapt are o alergie la polen și de fapt el avea aceea boală a copilăriei. Hai să vorbesc despre ce este vorba. Pentru că eu îmi doresc să vorbesc pe acest canal despre problemele prin care am trecut copii, despre care am experiență și despre care vă povestesc cum am trecut și ce am făcut. Nu vreau să vă povestesc din cărți sau de pe Google. Da? Era foarte cald afară, țineam minte că o zi întreagă Lucas a stat prin grădină și s-a jucat prin flori, știți că avem o grădină imensă și s-a jucat în continuu și când a ajuns în casă era tot roșu la față. Nu l-am băgat în seamă prea tare, mai zis că s-a bronzat, a stat în soare, e ok. A făcut febră în seara aia și a doua zi l-am văzut că este foarte morocănos, îi curgea un pic și năsucul și zic, m-am dus la doctor să văd ce are, pentru că, na, nu-mi place să-l văd morocănos. Și poate să fie ceva mai grav, pentru că totuși, dacă era doar de la bronz, trebuia să-i treacă a doua zi, să el nu rămâne roșu, să negrește la față, de obicei când se bronzează. M-a zis la doctor și mi-a zis că este, m-a întrebat ce a făcut, s-a jucat prin iarbă, nu știu ce, zice, da, e alergic la iarbă, la florile din iarbă, la polena, nu știu ce. Îi trece, nu îi faceți nimic, îl las doar cu o cremă pe față, hidratantă și o să-i treacă, nu faceți griji. Am plecat de la el și am fost convinsă că el are chestia asta. Ce s-a întâmplat? De fapt, el a mai avut două zile febră, următoarea zi a mai avut febră, apoi avea așa ca două palme pe față, roșu, ca și cum ar fi primit două palme pe față. Apoi roșiața a coborât pe brațe și apoi pe piciorușe și pe piept. Ok, văd aceeași chestie peste câteva zile la Noa și zic, bă, ceva nu e în regulă. Am scris simptomele pe Google pentru că așa caut, așa că dăm noi toți părinții în ziua de astăzi pe Google. Și am aflat despre a cincea boală a copilăriei, că spre rușinea mea, băi frate, am făcut școala medicală în Brașov, da, facultatea de asistență medicală și eu nu știam despre a cincea boală a copilăriei, deci să-mi fie rușine, asta e sistemul din România, ne toacă cu biochimii, cu anatomii, cu morți, cu toate alea și despre chestiile cele mai importante nu se vorbește atât cât ar trebui. Asta e, recunosc, nu știam despre asta, am aflat când am trecut cu copilul prin chestia asta. Așa. Și atunci am aflat despre ce boală copilării, am văzut că exact simptomele alea sunt și dacă ar fi avut alergie Lucas la chestia asta, nu trebuia să ia și Noa după ceva timp. Și după câteva zile a luat și Elias. La Noa, nu știu ce se întâmplă la Noa, de fapt și varicela a avut formă foarte ușoară și la boala asta a cincea copilării, el a avut un pic pe față, foarte puțin pe piciorușe, tot a fost foarte ok la el, a avut febră doar o zi. La Lucas a fost un pic mai mult, a durat un pic mai mult, vreo 5-6 zile, toată roșiața pe față, apoi pe mânuțe, pe piept și pe piciorușe, nu pe palme și pe tălpi. Și apoi a luat și Elias. La Elias a durat foarte mult, vreo 2 săptămâni. A fost pătat pe față, ziceai că este bătut. A avut ca două palme așa pe față, apoi s-a pe piept, pe mânuțe. Foarte, foarte roșu, foarte, foarte roșu era. De așa, pete roșii mari și apoi și pe piciorușe și pe piept. Și când trece roșiața asta, trece așa ca o dantelă, rămâne cu forme, ușor, ușor, până dispare de tot. Ca o puză de paianjen, ca o dantelă, așa trece. Se mai numește și boala obrajilor pălmuiți. Și nu trebuie să știți exact, că nu se face absolut nimic. Ca este contagioasă, se ia de la om la om. Nu poți să previi chestia asta decât prin evitarea spațiilor aglomerate, dar nici nu știi de unde poți să iei de la grădiniță. Cred că Luca s-a luat de la alt copil la grădiniță. Da, și eu de fapt nu pe Google am aflat. Eu de fapt cum am să-l caut pe Lucas la grădiniță, că se le-au a doua zi pe Lucas la grădiniță, a fost afiș pe
ușa de la intrare și acolo scria că unul din copii are a cincea boală a copilăriei. Și atunci am căutat pe Google să văd ce înseamnă a cincea boală a copilăriei și am văzut că astea sunt simptomele și a zis, bă, și Luca s-a luat de la copilul de la grădini. Da. Și vreau să vă zic doar atât, că dacă îl vedeți cu obrajii roșii, deci boala debutează cu febră, apoi sunt obrajii roșii, roșața coboară pe piept, pe membrele superioare, inferioare, da, pe brațe, pe piciorușe, nu tălpi, nu mânuțe, și nu trebuie făcut absolut nimic, am să spuneți nimic, creme, nebunică, trece de la sine, deci chiar trece de la sine și nu rămâne nicio urmă. Febra trece după 24-48 de ore maxim, iar bubitele, că, iar roșiața, ce să zic, la Luca s-a trecut după 4-5 zile, la nou a durat foarte puțin, iar la Elias 2 săptămâni, a crezut că nu se mai termină. Și eram că el în par, se uita lumea la el și zice că e ars pe față, care pe mâini, aule, și pe față, se vedea așa de urât. Și am poze, dar nu o să le pun pe net pentru că arată urât. Nu sunt de văzut, dar dacă intrați pe Google se vede. Și era foarte nașpa că atunci când trece, să zic, pe la după vreo 5 zile, așa ca zicei care fluturași pe el, zicei care broderii pe mână roșii, așa făcute. Foarte urât se vedea. În fine. Dar nu e nicio problemă, trec de la sine, nu trebuie făcut absolut nimic, doar să știți că de fapt asta este, nu este o alergie, că eu m-am și panicat, zic, băi, dar la ce o fi alergic? Dacă e alergic la iarbă, la pulă, la chestii de astea, o să trebuiască să mă feresc cu el, o să trebuiască să mă mai duc prin iarbă cu el, o să fie nașpa, nu vreau să fie alergic la nimic. Și de fapt nu era nicio alergie, nici m-am mai zis la doctor să-i mai zic că de fapt se înșeală și că de fapt are altceva. Dar nu avea cum să aibă probleme la iarbă, pentru că el de când e mixtă, numai prin iarbă și știți că eu îi țin foarte mult în natură, deja că era ceva, se manifesta mai de mult treaba asta, nu acum. Deci asta este acea boală a copilăriei, de fapt, așa se numește acea boală a copilăriei și despre asta este vorba. Cam asta am avut de zis. Nu vă panicați, obrajii roșii, un pic de felul la început, dar totul se termină cu bine, nu mănâncă roșiața, nu rămân pete pe piele, este cea mai ușoară fază, cea mai ușoară boală a copilăriei. Varicela e mai nașpa. Dacă vreți să știți mai multe, căutați varicela mămica celor trei și o să găsiți, să vedeți prin câte am trecut cu Lucas. V-am pupat, sper că v-a fost de folos. Dacă da, dați un like și o să mai fac clipulețe despre probleme prin care am trecut cu copilașii mei. Pentru că vreau să vă fie de ajutor și pe mine m-ar fi ajutat un astfel de clip. Dacă eu vedeam la mămicile pe care le urmăresc un astfel de clip, nu mă mai stresam cu Lucas. Dar n-am văzut. Așa că sper să fie de folos pentru voi. V-am pupat și pe curând. Pa, pa!